Just a cookie, man. Ma c'è scia questo sano. C'è scia con manca. Covri Jacob Branza com Susan, com Max e com Kimen. Sarazele com Susan, com Kimen e com Max. E com Branzica no interior. São foarte bune, gustoase. Sper să vă placă pentru această rețetă. O să avem nevoie de 150 de grame de untură, 100 de grame de brânzică, eu aici am parmezan de oaie și puteți pune brânză de oaie, care este foarte bună, și orice fel de brânză sărată, brânză la burduf, telemea, ce aveți în casă, ce vă place. Și făină, cam 300 de grame de făină. Acestea ar fi ingredientele de bază. Un praf de sare. Apoi o să avem nevoie de susan, care o să eu bag și în aluat și pe deasupra. De chimen. Fiecare pune în funcție de gustul, fiecăruia. Și mac, semințe de mac. Și pentru uns pe deasupra o să avem nevoie de un ou. Un ou întreg îl batem și apoi ungem. Așa. Acestea sunt ingredientele. Am să le dau așa aici într-o parte. Așa. Sare o punem aici. Aici le punem pe toate. Și făină. Într-un bol o să le unim. Și o să punem 2 ouă. O să punem un praf de sare. Acum sare o puneți după gust. Dacă brânzica este sărată, adăugați mai puțin. Un praf de sare. O să punem brânza noastră. O să punem pe toată. O să adăugăm și untură. Aluatul este foarte simplu. Amestecăm. Și făina o adăugăm treptat. Bine. Ia uitați, am amestecat și o să adăugăm făina treptat. Deci pentru cine a venit mai târziu, am pus 2 ouă, 150 de grame de untură, 100 de grame de parmezan, de oaie, puteți pune și cașcaval, și telemea de oaie, și brânză burduf, și brânză sărată de vacă, de care aveți în casă. Important este să fie sărată. Și adăugați sarea în momentul când gustați, depinde de brânzică. Dacă brânzica este foarte sărată, nu mai adăugați deloc sare. Așa. Am amestecat aici oul cu puțină sare, cu brânzica. A mea nu era sărată și am adăugat un praf și cu untura. Acum o să adăugăm făină. O să adăugăm chimenul, susanul și macul și în interiorul aluatului. Eu am să împart aluatul în 3.
acum, după când făină, puțin câte puțin. Mai adăugăm puțină făină. Aici am 300 de grame de făină, să vedem cât intră. Amestecăm mai întâi puțin cu paleta și după aceea cu mâna. Acum amestecăm cu mânuța. Aluatul este moale, mai punem făină. Perioada aceasta am să vă arăt toate prăjiturile și rețetele pentru sărbători. Să vă arăt ce fel de prăjituri și rețete sărate fac eu pentru sărbători. În general, depinde de la an la an. Sunt foarte multe, nu le putem face pe toate în același an. Le facem anul acesta, facem un fel, anul viitor altfel, ca să schimbăm. Mai adăugăm făină. Aluatul este aproape gata. O să mai dau puțină, puțină. Cam așa este consistența. Încă puțină mai trebuie, puțină, puțină. Și apoi o să-l împărțim în trei. Și într-o parte o să adăugăm semințele de mac, într-o parte semințele de susam și în cealaltă chimeni. Acesta este aluatul. Acum eu am să-l împart în trei. Așa. Și într-o parte am să adaug câteva semințe de chimen și am să le pun așa cum una aici, în interior. Și o să amestecăm. Eu pun și în interior și în exterior chimenul. Și susamul, și macul. Și amestecăm bine. Să distribuim peste în tot aluatul. Așa. Acum depinde cât de mult vă place chimenul în aluat. Puteți adăuga mai puțin sau mai mult. Așa. Aici am adăugat chimenul. În al doilea o să punem susam. Eu am să ating așa, ia uitați. Și am să bagă susan în interior. Am adăugat și susanul. Așa. Și în acesta am să pun macul. Tot la fel am să ating, ia uitați. Așa. O să mai pun puțin. Presurăm puțin o făină. Aici avem aluatul cu mac. Îl întindem. Formă.
Questo dumpling faina. Dumpling faina. Și tăiem. Scoatem surplusul. Ia o formă care aici trebuie să apăs cu degetul. Scoatem surplusul, batem puțin și uitați cum iese. Așa. Și punem în tavă. Aici am o tavă cu hârtie de copt și o să punem așa unul lângă altul. Acum dăm prin făină, tăiem. Scoatem surplusul. Eu apăs că nu am, așa este forma mea. Aceste forme le găsiți la magazinele deci specializate în prăjituri. Ia uitați. Și punem în tavă. Și așa o să facem și cu aluatul cu susam și cu aluatul cu chimen. Acesta este aluatul cu mac. Acum o să ungem cu ou. Amestecăm și o să ungem cu ou covrigeie. Așa, și după ce am uns cu ou, o să punem pe cei cu mag. O să punem semințe de mag deasupra. Cei cu susam, le punem semințe de susam. Așa. Și cei cu chimen, o să punem chimen peste. Apoi dăm la cuptor la 180 de grade. Circa 5-6 minute. Controlăm. Acum îi dăm la cuptor la 180 de grade. Circa 5-6 minute. Covrigeii sunt gata. Ia uitați. Covrigeii. Și o să-l întinde. Acum o să tăiem cu această rotiță zimțată fâșii. Și o să luăm surplusul. Eu le tai direct pe foaie de copt ca să nu se rupă. Se vede, se vede.
Acolo trebuie să se odihnească măcar o jumătate de oră. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, Vera Mihaela! Așa, eu am tăiat fâșii și am să tai și am să las un loc liber ca să nu se lipească între ele. Tai fâșii mai mici, încet le iau. Mă ajut puțin cu cuțitașul. Arătul este foarte, foarte delicat. Ia uitați, așa or să iasă. Acestea sunt. Trebuie lăsat la odihnit. Am separat și arătul care este odihnit, cum arată. Imediat vi-l arăt. Eu mi-am pregătit înainte. Ieri am făcut... Ieri am făcut sărățele, am făcut o probă ca să vă arăt. Așa. Să scoatem imediat de aici. Cum să tăiem capetele. Ca să le facem frumoase. Aici avem un nou. Și o să amestecăm ouțul cu un pensionaj și o să ungem pe deasupra. După ce am uns, o să punem chimen. Am început cu chimenul și punem pe fiecare câte puțin. Să se lipească. Și apoi îi dăm la cuptor la 180 de grade, 175, și acum depinde de cuptorul fiecăruia. Durează foarte puțin, circa 5 minute, 3 minute, 4, 5, nu durează mult. Se fac imediat. Ia uitați, acestea sunt... Așa arată acelea cu chimen. Uite, sărățelele cum sunt.
altrimenti forte e fragile. Se le cercassi. Cioè, c'è questo assunto con me. Le do una coppia d'oro, se vogliamo trattare le pondirette. Le pon un tavolo e ci le dava con il torto. Ah, come se barra all'uovo della sera. C'è l'altro della sera. Ah, c'è stato l'altro della sera. Con Kimen, con Susan. C'è con... Io la mangio da poco la sera. Se non credo mai bene ad oasi, sapete ora dove. Ah, c'è stato l'altro della sera. Capitato, c'è stato un manco. C'è con Susan, che ne è rimasto. Guarda, se vede differenza tra uno e l'altro. Potrebbe essere stata la odichnit, che se ti vese glutenol. Ma come sentiamo, questo senso è come, cosa sentiamo, guarda qua. Se vede differenza, scintre c'è il desiare. Facciamo cel di sera con Mac, a questa è cel di astesi. Ah, ce la sa mai. Ah, bagasci tava la cottura. Ah, acesta este ce ne-a rămas cu chimen. Ia uitați, de ieri și de astăzi. Și întindem. Să vă arăt diferența între aluatul, l-ați văzut. Cât de delicat este făcut imediat și aluatul care este lăsat la odihnit. Ne ocupăm cu, o să tăiem cu rotița noastră zimțată și o să începem să le facem tot așa lungi. Vedeți? Aluatul odihnit se ține. Eu le fac direct pe foaie ca să nu mi se întindă când le mut într-o parte în cealaltă. Acum, o să dăm cu o bătut. Eu m-am mai uit la cuptor să nu se ardă. Amestecăm albușul cu galbenușul și ungem. Așa. Am uns cu ou. Să-mi pun aluatul. Acesta este cu chimen. Și acum. Aici avem chimenul, macul și susanul. Să-mi șterg bine mânuțele. Să nu mi se lipească de degete. Aici avem susan și o să punem încet, încet susan peste aluat aici la sărățele. Acestea sunt, le dăm deoparte. O să le punem pe următoarele. Rețeta este foarte simplă. Sper că v-a plăcut. Și poate o să o încercați. Eu vă mulțumesc foarte mult. Ia uitați sărățele. Să vi le arăt. Acestea sunt cu mac. Ia uitați cum arată. Sunt foarte fragede. Ia uitați-le cu susan. Sunt foarte, foarte fragede. Și cu chimen.
Sper să încercați rețeta și vă mulțumesc foarte, foarte mult că mi-ați fost alături astăzi. Vă pup dulce pe toți, vă doresc multă sănătate, la revedere, o zi frumoasă tuturor și multă, multă sănătate!